Salut, Florin! Într-adevăr, imediat afli și locația, însă, așa cum ai spus, de astăzi până duminică are loc cel mai mare eveniment dedicat iubitorilor de tatuaje. Știm că și tu ai tatuaje, așa că dacă vrei să-ți mai faci unul, ești așteptat aici. Știi cum se spune, îți faci un tatuaj, mai vrei încă unul, încă unul, dar mai multe detalii aflăm chiar de la organizator, de la Costi a Zoiței. Salut, bine te-am găsit! Spune-ne despre eveniment, unde ne aflăm și ce se va întâmpla aici. Salutare și bine ați venit! Suntem la Crystal Palace Barroom, lângă vis-a-vis de Piața de Flori. Suntem la a 8-a ediție a Convenției Internaționale de Tatuaje din București. Un eveniment frumos, cu oameni frumoși, foarte multe tatuaje și artă pe viu. Am înțeles. Avem aici o invitată, de fapt doi invitați. Am aflat că tu ai o poveste foarte interesantă. Care este povestea ta? Cum a început primul tatuaj și acum ce mai urmează? Bună! Primul meu tatuaj a fost această pisicuță drăguță pe care o am aici. M-a inspirat caracterul pisicilor și iubesc pisicile foarte tare și în modul ăsta am și continuat. După cum se vede aici, am un cap de pisică mort, multe alte pisicuțe, am și o pisicuță foarte mare pe spate și uite așa mi-am continuat tatuajele cu pisicuțe multe. Știi, dacă ai un tatuaj, fiindcă dacă ai un tatuaj, chiar dacă ești băiat sau fată, ești privit ca un băiat rău sau poate că ai probleme cu legea. S-a schimbat percepția asta? Tu ai înțeles că ai umblat și prin alte țări. Da, eu trăiesc în Germania. Da, concepția oamenilor începe să se schimbe și asta mă bucură foarte tare, pentru că a purta un tatuaj nu înseamnă a fi criminal, ci doar a purta artă pe pielea ta. Deci nu este nimic rău în asta și sper ca oamenii să ajungă să înțeleagă tot mai mult că e artă și nu, ce știu eu, ce chestie ilegală. Cum te privesc oamenii la prima vedere, dacă te văd tatuată? Îi simți așa puțin mai reticenți? Nu neapărat, depinde. Citesc multe în privirile oamenilor. Mulți se uită cu foarte mare admirație, iar mulți încă mai au o reținere mică. Însă se schimbă spre bine, după cum spuneam, și mă bucură faptul acesta. Costi, vreau să te mai întreb acum. Care sunt cele mai căutate modele de tatuaj? Pentru că am înțeles că este o modă, de la an la an se schimbă. Nu e chiar, moda o creează fiecare. Tu se poartă tatuajul care ți-l faci tu, că în primul rând trebuie să te reprezinte pe tine ceea ce îți faci. Înțelegi? Și da, putem numi un trend, să zicem, în ultimii 4-5 ani de zile a luat așa o amploare în tatuajele realistice. Dar să nu uităm că și cele tradiționale japoneze sunt la mare căutare și ce să spun? Pot să spun că am început oamenii să prindă mai mult curaj și fac tatuaje mai mari față de în anii trecuți care își doreau ceva micuț și drăguț, să zic. Salut, mai avem un invitat, Marian, îmi pare bine, cum te numești și la tine cum a început povestea? Că am văzut la tine ceva pe mână, ce se întâmplă? A început povestea acum 20 ceva de ani, m-am apucat de tatuaje, am învățat pe mâna mea și singurul lucru care mai e de făcut este să-l acopăr. Deci iată, a fost un tatuaj care nu ți-a plăcut și a urmat, acum vrei să-l acoperi. Însă pare ciudat la prima vedere, despre ce este vorba și ce urmează să se întâmple? O să fac tot brațul negru și o să fac un negativ cu alb. Adică se poate repara dacă ai greșit un tatuaj? Se pot repara, există mult mai multe, o grămadă de tehnici. Se pot scoate la laser, se pot face tatuaje de un cover-up, cum se spune. Se pot face multe chestii. Să ne arăți și aici, cu ce ai început? Aici și a fost despre ce este vorba, cum a început povestea? Niște flori sunt, e un lotus de zi și un lotus de noapte, cum ar veni partea bună și partea rea a vieții. Perfect. Ce ar mai trebui să știm despre eveniment? Începe astăzi până duminică. Începe astăzi, de la ora 12 s-a dat drumul la public. Programul e până undeva la în jurul orele 22 și zilnic. Sâmbătă la fel, același program, duminică la fel. Îți mulțumesc foarte mult, mult succes în continuare și în spate sunt mulți băieți care se tatuează. La prima vedere par băieți răi, însă se pare că nu e chiar așa, adică e o legendă, nu? Sau... E clar o legendă, cred că n-ai văzut pe cineva supărat pe aici să fie nervos, să se uite urât la tine. Toată lumea zâmbește, toată lumea se simte bine, deci un eveniment foarte, foarte ok. Îți mulțumim foarte mult, mult succes în continuare. Deci Florin, dacă mai ai o idee, vrei să-ți mai faci un tatuaj, ești așteptat aici, vei primi cele mai bune sfaturi și idei. Tu nu-ți faci niciun tatuaj, Duță? Nimic? Nimic? Ba da, mă gândesc, acum nu sunt hotărât, am văzut ceva aici, dar încă nu sunt hotărât, adică o să merg tot pe linia asta, că încep cu un tatuaj, am văzut o pisicuță sau să par băiat mai rău, nu știu, ca să par băiat cel mai dur tatuaj care este din ceea ce ai văzut până acum. De obicei, persoanele care sunt un pic mai liniștite, să zic așa, se exteriorizează cu desene, cu tatuaje astea un pic mai dure, ce am observat eu ca experiență. Adică dacă vrei să fii un pic, să pari un pic mai dur, clar, apelezi la ceva, cranii, monștri, ceva de genul, sau să faci un tatuaj cât mai vizibil.
Da, de obicei care persoane care le vezi așa expuse cu tatuaje foarte, foarte horror, să știi că e o persoană bună de obicei. O zi frumoasă, mult succes. Uite, mie ăsta îmi place cel mai mult. O zi frumoasă și mult succes în continuare. Baftă, Duță! Mulțumesc, Duță! Internațional, da, am și eu. Tu ai foarte multe tatuaje. N-am foarte multe, am patru. Nu am niciunul, dar ce ai zis, dacă îmi fac eu mâine un tatuaje?